Deschidem Sfânta Scriptură, Biblia, la Cartea Proverbelor, capitolul 22, și să-l citim în întregime. Cuvinte înțelepte pentru alergarea noastră pe acest pământ, cuvinte bune, nobile, pentru vrednici, pentru copiii Împărăției Domnului. Să ascultăm întreg acest capitol, Proverbe 22, iar în urmă, după ce vom asculta acest capitol, ar vrea să ne rugăm Domnului prin fratele Gusti să ne conducă într-o rugăciune ca Domnul să lumineze mințile noastre, să înțelegem voia lui Dumnezeu cu privire la noi. Amin. Ascultăm cuvântul. Un nume bun este mai dorit decât o bogăție mare. Și a fi iubit prețuiește mai mult decât argintul și aurul. Bogatul și săracul se întâlnesc, Domnul i-a făcut și pe unul și pe altul. Omul chibzuit vede nenorocirea și se ascunde, dar cei proști merg înainte și sunt pedepsiți. Răsplata smereniei, a fricii de Domnul, este bogăția, slava și viața. Spini și curse sunt pe calea omului stricat. Cel ce își păzește sufletul se depărtează de ele. Învață pe copil calea pe care trebuie să urmeze și când va îmbătrâni, nu se va bate de la ea. Bogatul stăpânește peste cei săraci și cel ce ia cu împrumutul este robul celui ce îi dă cu împrumut. Cine seamănă nelegiuire, nelegiuire va secera și nuiaua nelegiuirii lui este gata. Omul milostiv va fi binecuvântat pentru că dă săracului din pâinea lui. Izgonește pe batjocoritor și cearta se va sfârși. Neînțelegerile și ocările vor înceta. Cine iubește curăția inimii și are bunăvoință pe buze, este prieten cu împăratul. Ochii Domnului păzesc pe cel ce are știință, dar înfruntă cuvintele celui stricat. Leneșul zice, afară este un leu care mi-ar putea ucide, pe uliță. Gura stricatelor este o groapă adâncă. Pe cine vrea să-l pedepsească Domnul, acela cade în ea. Nebunia este lipită de inima copilului, dar nuiaua certării o va deslipi de el. Cine asuprește pe sărac ca să-și mărească avuția, va trebui să dea și el altuia mai bogat și va duce lipsă. Pleacă-ți urechea și ascultă cuvintele înțelepților și ia învățătura mea în inimă, căci este bine să le păstrezi în lăuntrul tău și să-ți fie toate deodată pe buze. Pentru ca să-ți pui încrederea în Domnul, vreau să te învăț și eu astăzi, da, pe tine. N-am așternut eu oare înscris pentru tine sfaturi și cugetări? Ca să te învăț lucruri temeinice, cuvinte adevărate, ca să răspunzi cu vorbe adevărate celor ce te trimite. Nu despuia pe sărac pentru că este sărac și nu asupri pe nenorocitul care stă la poartă, căci Domnul le va apăra pricina lor și va despuia viața celor ce îi despoaie. Nu te împrieteni cu omul mânios și nu te însoți cu omul iute la mânie, ca nu cumva să te deprinzi cu cărările lui și să-ți aducă o cursă pentru suflet. Nu fi printre cei ce pun chezășii, pentru cei ce dau zăloc pentru datorii. Căci dacă n-ai cu ce să plătești, pentru ce ai voie să ți se ia patul de sub tine? Nu uita hotarul cel vechi pe care l-au așezat părinții tăi. Dacă vezi un om iscusit în lucrul lui, acela poate sta lângă împărați, nu lângă oamenii de rând. Până aici cuvântul Domnului. Ne rugăm împreună cu fratele Gusti, ne va conduce într-o rugăciune. Amin.